Bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Un grav accident de circulație s-a petrecut astăzi de dimineață în apropierea comunei Doljene Mărșani. Opt oameni au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Printre răniți este și un minor. La fața locului s-au deplasat trei ambulanțe smurt și alte trei de la serviciul de ambulanță dolj. Viteza și poleiul de pe stradă au făcut ca șoferul unui Volkswagen Passat înmatriculat în Bulgaria, care se deplasa către Craiova, să piardă controlul direcției de mers. Acesta a pătruns pe contrasens și a lovit un Volkswagen Golf care venea din sens opus și se deplasa spre Mărșani. În urma impactului, 8 persoane, între care și un minor de 14 ani, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat 3 ambulanțe Zmurd și alte trei de la serviciul de ambulanță Dolj. De asemenea, în locul în care a avut loc accidentul, au venit foarte multe rude ale persoanelor rănite. Din primele cercetări se pare că șoferul unui Volkswagen pasat înmatriculat în Bulgaria care venea către Craiova nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a lovit un Volkswagen Golf care venea din sens opus. În cauză se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă, a declarat Alin Apostol purtător de cuvânt ipj Dolj. Lucrările din parcul romanescu încă nu au fost recepționate. Primăria susține că în parc mai este câte ceva de făcut, dar nu precizează ce anume mai trebuie pus la punct. Cu ochiul liber se poate însă observa că nu este încă gata gârdulețul de la lacul în care vor sta lebedele. În plus, unele elemente de mobilier ale parcului au suferit deja deteriorări înainte să fie făcută recepția lucrărilor. În imaginile surprinse astăzi în parcul romanescu se putea observa un stâlp îndoit și cu sistemul de iluminare deteriorat, dar și o stație de pompare a apei din lac ce părea să aibă probleme. De asemenea, gârdulețul ce va împrejmui lacul în care vor sta lebedele nu era terminat. Toate acestea pot fi observate cu ochiul liber, dar este posibil să mai fie și alte lucrări de făcut în parc până ca întreaga lucrare să fie recepționată. Primăria nu menționează cu exactitate despre ce lucrări este vorba. Astăzi s-a dat ordinul de începerea lucrărilor pentru ceea ce a mai rămas de făcut, a declarat pentru Gazeta de Sud unul dintre viceprimarii Craiovei, Mihail Genoiu. În așteptarea recepției, părerile craiovenilor despre ceea ce văd în Parcul Romanescu sunt împărțite. Evident că ar trebui făcută recepția și că sunt foarte multe lipsuri și Mă rog, în sens? sensul că instalația de apă nu mai funcționează. Uh... La n-a fost decolmatat așa cum a fost promis? Dacă s-a făcut recepția, înseamnă că mai e de lucru. Dar totuși arată frumos față cum era. S-a cheltuit prea mult pentru ce s-a făcut și s a făcut foarte multe lucruri inutile. Deci puteam banii, cum e, e problema rigolelor ăsta de aici. Da. Și de, pământul pe aici e de conducte. Irigații aici unde apa sau pământul ăsta muștește de apă. Da. Nu avea niciun rost ăștia. Deci, deci bani investiți inutil. Lucrările de reabilitare a Parcului Romanescu au fost făcute în cea mai mare parte cu bani de la bugetul local, după ce s-a ratat modernizarea acestuia cu fonduri europene. În total, crevenii au plătit din propriul buzunar peste 8 milioane de euro. Un bărbat de 46 de ani din comuna Doljană Dioși și-a pierdut viața seară după ce a fost lovit de o mașină pe drumul Național 6. Un italian de 49 de ani cu domiciliul în municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman, în timp ce conducea un autoturism din direcția Craiova spre Caracal, în satul Radomir, l-a acroșat pe bărbatul care era căzut pe partea carosabilă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool -test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri au întocmit în cauză dosar penal sub aspectul Comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, oamenii legii continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate modul de producere a accidentului de circulație. Un grav accident rutier s-a produs astăzi și în județul Olt, pe drumul E574, pe raza localității Găneasa. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața după ce a părăsit carosabilul, a făcut un salt de câțiva metri și s-a oprit pe marginea unui pârâu. Potrivit reprezentanților ISU Olt, în mașina implicată în accident se aflau două persoane, șoferul fiind găsit decedat de echipajele care au intervenit. În schimb, pasagera din dreapta a avut nevoie de intervenție echipei de descarcerare pentru a fi scoasă din fiarele contorsionale ale mașinii. Mai puțin profesori ca anul trecut și-au declarat în 2016 la finanțe veniturile din meditații și câștigurile declarate de dascăli meditatori și evidențiate în acte au intrat la apă față de 2015. Fiecare profesor care a înregistrat la FISC obținerea de venituri din meditații a câștigat în 2016 în medie câte 7600 de lei pe întreg anul. Datele de la Fiscul Doljan arată că în 2015 își declarase revenituri din meditații 99 de profesori din Dolj, care au spus că au câștigat în total 793.350 de lei. În medie, un profesor meditator declarase la stat în 2015 că a încasat peste 8.000 de lei pe an. În 2016, doar 46 de profesori au evidențiat în declarațiile către ANAF venituri din profesii libere, respectiv din acordarea de meditații. Suma totală vizibilă în acte și declarată de cei 46 de profesori anul acesta a fost de 350.732 de, de lei, adică mai puțin de jumătate decât cea evidențiată în declarațiile fiscale pe anul trecut. Așa se face că în 2016 în medie fiecare profesor care a recunoscut oficial că încasează bani din meditații a câștigat o sumă de 7.624 de lei pe an, respectiv de 635 de lei pe lună. Fiscul nu are cum să verifice dacă sumele declarate de cadrele didactice meditatoare sunt cele reale, și nici nu poate verifica exact câte alte cadre didactice mai încasează bani din această activitate, dar nu îi declară în acte. Totuși, având în vedere că unii profesori au dispărut anul acesta din evidențele fiscului ca meditatori, ANAF îi poate urmări pe respectivi. Fermierii doljeni încă pot accesa fonduri europene pentru a se dezvolta. În aceste perioade sunt deschise mai multe linii de finanțare ce pot veni în sprijinul celor care activează în sectorul pomicol. La oficiul județean pentru finanțarea investițiilor rurale Dol se primesc însă și cereri de finanțare pentru micii fermieri. Pe proiectele depuse până în prezent, agricultorii din județ au primit peste 15 milioane de euro. Deși mai sunt doar câteva zile până la sfârșitul anului, fermierii doljeni pot depune proiecte pe câteva submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2020, care se închid pe 30 decembrie 2016. Acestea sunt cele dedicate dezvoltării unităților de procesare. Pe proiectele depuse până în prezent, agricultorii din județ au primit peste 15 milioane de euro. Deci în cursul anului 2016 am avut în implementare măsurile de exploatații agricole sub măsura 41, în această măsură am primit 115 cereri de finanțare, sub măsura 61, instalare tineri fermieri, 400 de proiecte, după aceea sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sub măsura 63, 238 de proiecte, în total 750 de, 755 de cereri de finanțare. Total cereri de plată 1357 în valoare de 15 milioane de euro. Ce interesați să obțină finanțarea europeană nerambursabilă prin intermediul submăsurilor active din cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală 2020 pot consulta gratuit ghidul solicitantului pe pagina oficială de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale www.afir.info. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se menține în continuare caldă pentru această perioadă, dar vor apărea nisori în unele zone. Astfel, la noapte sunt șanse mari să fulguiască în județele Gorj și Vâlcea. De asemenea, tot aici se vor semna la intensificarea ale vântului. Temperaturile minime vor oscila aici între minus 2 și minus 3 grade. În celelalte zone ale Olteniei va fi mai cald la noapte și vom avea temperaturi mai ridicate, chiar pozitive, de până la 1 grad în sudul județului Dol și la Drobeta. În schimb, la Craiova, minima nopții va fi de minus 1 grad Celsius. Mâine la orele prânzului vom avea temperaturi pozitive în toată Oltenia. Cerul va fi norat și există șanse de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, tot în județele Gorj și Vâlcea. La Craiova, maxima zilei va urca până la 5 grade Celsius. La Slatina și Calafat se vor înregistra 4 grade, în timp ce la drobeta Turnul Severin, mercurul din termometre nu va depăși cota 3. Punem punct aici jurnalului. Eu sunt Ionela Gherghie și vă invit să rămâneți alături de programele ale GTV. În câteva momente urmează jurnalul sportiv. O seară căldura să aveți. Pe mâine!